moldovenii care muncesc în străinătate trimit tot mai puțin bani acasă. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în prima jumătate a anului curent, aceștia au transferat circa 600 de milioane de dolari, cu 7,9% mai puțin decât perioada similară a anului trecut. Doar în luna iunie curent, prin intermediul băncilor, au fost transferate din străinătate peste 100 de milioane de dolari, în scădere cu 14% față de luna iunie 2018. Dacă e să ne referim la țări, cei mai mulți bani au venit din UE, peste 45%, în creștere cu 6,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Din țările CSI, peste 23%, în descreștere cu 6,5% comparativ cu 2018 și din restul țărilor, circa 30%, cifră care a rămas practic constantă cu aceeași perioadă a lui 2018. În cadrul transferurilor din UE din Italia sunt cele mai multe, 26,8%, urmate de cele din Germania, Marea Britanie, Franța, Irlanda și Spania. Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră, de peste 95% din totalul transferurilor din CSI, iar din alte țări CSI, întâietatea deține Ucraina cu 2%, Uzbekistan, Kazahstan și Belarus.